Bună seara! Ce pot să vă spun? Că nu sunt mulțumit de rezultat. Așa cum au fost și jocurile anterioare, cred că merita mai mult. M-am spus, la Voluntari cred că am pierdut 2 puncte, la Rapid un punct și astăzi încă 2 puncte pierdute. Pentru că chiar dacă am întâlnit o echipă bună, o echipă despre care se spune că joacă fotbal și o face, într-adevăr, cred că în această seară noi am fost echipa mai bună, în special în prima repriză. Cred că am făcut o prima repriză aproape perfectă. Ne-am ținut adversarul departe de poarta noastră. Am început foarte agresiv, cu un pressing avansat. Am recuperat multe mingi în terenul advers. Ne-am creat multe situații, multe ocazii de gol. Cred că am mai marcat un gol valabil, dar, din păcate pentru noi, VAR-ul a văzut altceva. Eu am văzut altceva la relori. Acum m-am uitat foarte atent în vestiar, să nu spun vreo prostie. Iar dacă spun vreo prostie, îmi cer scuze față de arbitri și față de dumneavoastră, de oamenii din presă, televiziune, absolut toți. Dar eu așa am văzut, că mingea a trecut de linia porții, pentru că portarul Craiovei este... Popa este cu ambele picioare pe linia porții, iar mingea nu se vede. Deci este undeva în poartă. N-avea unde să fie în altă parte. Dar asta este situația. Oricum, băieții merită și am felicitat pentru că au făcut o repriză aproape perfectă. Cei de la Craiova, în prima repriză, nici măcar nu au călcat în careul nostru. Au avut un șut, o execuție foarte frumoasă, foarte bună a celor de la Craiova prin Iancu și au marcat un gol. Deci în 5 reprize de când sunt eu aici, au avut un șut cei de la Rapid de minutul 70 și au mai avut un penalti. Și astă seară, în prima repriză, Craiova a avut un singur șut în prelungirile din prima repriză și ne-au marcat gol. Dar încă o dată, cred că am făcut o repriză aproape perfectă, sufocându-i practic pe cei de la Craiova. Repriza a doua, în schimb, lucrurile s-au echilibrat. Au avut și cei de la Craiova o ocazie foarte mare. Acolo am fost, pot să spun, puțin norocoși, că nu am primit gol. Dar în rest, cred că a fost un joc echilibrat. În repriza a doua, lucrurile s-au echilibrat. Chiar dacă și ei au avut câteva momente bune și noi am avut câteva momente și spre final puteam să marcăm. Dar ăsta este fotbalul, de asta este frumos. De asta adrenalina este la cote de cele mai înalte. Pentru că nu poți să știi niciodată. Chiar dacă joci foarte bine, poți să intri cum am intrat noi la pauză cu 1-1. În loc să avem 3 goluri marcate în prima repriză, am avut doar unul. La pasă, David, o să le reproșez că au făcut un fault la 25 de metri într-o repriză întreagă, când un adversar bun, un adversar valoros, nici măcar nu a călcat în careul nostru. Careul nostru nu era atins decât de portarul nostru. Poate greșesc eu, dar eu așa am văzut. Nu cred că am văzut altceva. A schimbat puțin sistemul. La final, sigur, Kipciu a jucat fundaș dreapta. Merge mai bine așa? A făcut un joc foarte bun, dar Kipciu nu este prima dată când joacă fundaș dreapta. A făcut-o și la Sparta, a făcut-o și la Anderlecht, a făcut-o și la Steaua, și la echipa națională a României. Este un jucător, așa cum am spus și înainte jocului, un jucător cu experiență foarte mare și poate să joace acolo fără nicio problemă. Descansa la același picior? Nu cred că are cidiva, dar a simțit ceva și de asta l-am și schimbat, să nu agravăm situația. Dar Oiciu care a picior? Mă așteptam la mai mult de la el. L-am introdus pentru că Adrian Bălan a jucat cele 2 jocuri și a făcut un efort fantastic. Eu, din câte ați văzut, e al 3-lea joc și am jucat cam cu aceiași jucători, foarte puține schimbări am făcut. Și, mă rog, nu am fost foarte inspirat, am crezut că prin introducerea lui Boiciuc, cel puțin așa am sperat eu, ca lucrurile să se schimbe și să, iarăși, să le facem un pressing avansat, să încercăm să recuperăm mingea acolo, să ținem de minge, am spus să se bată, să țină de minge, să nu piardă mingea. Nu am fost mulțumit de cum a intrat el în teren. De asta l-am schimbat. Am vrut să avem mai multă consistență. Filip, un adevărat maratonist, să spunem așa. Da. Este un băiat admirabil. A făcut un joc foarte bun. Nu doar că a marcat. El este, într-adevăr, un jucător important, cum sunt toți ceilalți. Dar el chiar
a făcut un efort fantastic și în această seară. Urmează un meci în care chiar trebuie să vină victoria pentru... Mai avem două jocuri până la întrerupere. Vom face tot ce depinde de noi și vom trata cele două jocuri pe care le avem. Cum să acumulăm puncte, să câștigăm. Acum nici adversarii nu se vor da la o parte. Va trebui să jucăm noi foarte bine, să fim pregătiți. Și cred că putem. Am arătat, încă o dată, cred că am arătat un fotbal foarte bun și cred că s-a văzut, sau cel puțin încercăm să devenim o echipă foarte solidă. I-a spus ceva în centrală? Nu, am dat mâna cu oameni. Nu. Într-adevăr, am mers în cabina lor, acum i-am felicitat, dar chiar am avut telefonul în mână și le-am spus. După părerea mea, este gol, dar nu sunt eu judecătorul. Eu poate sunt subiectiv. Dar cum s-a analizat oare în cabina apărării? Adică cum credeți că s-a analizat acolo acea fază? Dacă rălorile... Cum s-a analizat și acel hands de la voluntari? Am spus. Ar trebui să iese și domnul Vasaras și să ne spună cum au analizat. Poate au văzut ei mai bine din alt unghi. Nu știu, poate n-au fost noi poziționați corespunzător, să... poate s-au tras liniile altfel. Chiar nu pot să-mi dau seama. E greu să le mai spuneți ceva jucătorilor, să-i mărbătați, pentru că echipa joacă dacă nu reușește să câștige. Echipa joacă și a făcut-o foarte bine, încă o dată. A fost o repriză foarte, foarte bună. Dar sunt dezamăgiți de rezultat. Dar ei știu că avem potențial, știu foarte bine valoarea echipei. Echipa va arăta mai bine. Sper că în cele 2-3 zile care au mai rămas să aducem jucătorii pe care ni-i dorim, să fim foarte inspirați în alegerile pe care le facem și atunci cu siguranță Ucluj va arăta mult mai puternic. Nici acum ne puteți spune numele portarului? Sincer, nu. Mai așteptați o zi, două. Chiar nu pot și nu vreau să fac vreo greșeală, pentru că chiar nu am cum și nu-mi permit să fac greșeală. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. O seară frumoasă.